Mai multe zone din județul Hunedoara s-au aflat ieri după amiază sub avertizare meteo și hidro de vreme severă. O situație deosebită a fost anunțată la serviciul de urgență 112, prin care se semnala faptul că un convoi de autoturisme a fost blocat pe DN66A, pe tronsonul de drum dintre localitatea Câmpului Neag din județul Hunedoara și Cerna Sat din județul Gorj. Pentru această intervenție au fost alertate echipe ale inspectoratelor pentru situații de urgență din 3 județe, salvamontiști, dar și jandarmi. În contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate pentru data de 4 iulie între orele 7 și 21, elicopterul SMURD al punctului de operare aeromedicală Caransebeș a executat o misiune de căutare pe drumul național 66A, tronsonul Câmpului Neag din județul Hunedoara și Cerna Sat, județul Gorj, în urma unui apel primit la 112, care anunța o posibilă blocare a unui convoi format din mai multe autoturisme. Pentru gestionarea misiunii, la locul indicat au fost trimise în vederea acordării sprijinului de specialitate echipe de intervenție ale ISU Gorj, ISU Hunedoara și ISU Caraș-Severin, Salvamont Gorj și Hunedoara, dar și echipe ale Jandarmeriei Române. Zona este una fără semnal GSM, iar apelantul nu făcea parte din grupul persoanelor aflate în dificultate. În urma intervenției echipajelor de salvatori, aproximativ 250 de autoturisme, în care se aflau circa 500 de persoane, au ajuns cu bine în zona de siguranță. Un singur autoturism a suferit defecțiuni tehnice, ocupanții acestuia fiind preluați de o altă mașină. În sprijinul acestora a venit și elicopterul SMURD al punctului de operare aeromedicală Caransebeș, care a reperat autoturismele blocate.